Bună ziua! Numele meu este Adelina Popescu și sunt Data Analyst la BT Provider. În skill-ul anterior am învățat cum putem să înfrumusețăm un tabel în Tableau, astfel încât să-l facem mult mai vizibil și mai atractiv end-userului. De data aceasta vom intra puțin în partea de statistică și vom învăța cum putem calcula un coeficient de corelație Pearson în Tableau. Acest coeficient de corelație este un test statistic practic și este folosit în statistică pentru a măsura legătura sau asocierea dintre două variabile continue. Acest test ne oferă informații despre magnitudinea asocierii sau a corelației, precum și direcția legăturii, dacă aceasta este pozitivă sau negativă. Pentru a calcula un coeficient de corelație Pearson în Tableau, ne-am conectat deja la sursa de date Superstore și există mai multe moduri. Primul mod este de a crea un scatter plot. Pentru aceasta vom aduce câmpul profit în zona de coloane și câmpul vânzări în zona de rânduri. Vom merge în zona de analysis și vom defina aggregate measures. În continuare vom face click dreapta în zona grafic și vom merge în zona de trend lines, show trend lines. Pentru a calcula coeficientul de corelație Pearson, vom avea nevoie de valoarea lui R square. Pentru aceasta vom da click dreapta, Describe Trend Model și vedem faptul că valoarea lui R square este 0,22, o valoare destul de mică. Însă, pentru a calcula coeficientul de corelație, vom avea nevoie de un calculator pentru a extrage radical din 0,22. Și vedem faptul că coeficientul de corelație Pearson are o valoare de 0,46, direcția este pozitivă, astfel încât atunci când profitul crește, când vânzările cresc, va crește și valoarea profitului. O altă modalitate de a crea acest test în Tableau este cu ajutorul unui câmp calculat. Iar funcția pentru coeficientul de corelație Pearson este COR. Și în interior vom scrie variabilele pentru care ne dorim să vedem corelația, în cazul nostru profitul și vânzările. Dacă aducem acest câmp în zona de marks pe text, vedem faptul că corelația Pearson este 0,47. O altă modalitate de a crea și de a vedea coeficientul de corelație Pearson este cu ajutorul unei funcții de tip table calculation. În cazul nostru, window core, de sum de profit și sum de sales. Aceasta este a doua modalitate, folosind un table calc. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sper că vă sunt de ajutor informațiile și dacă aveți orice nelămurire, nu ezitați să ne contactați.